Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou clip în care vorbim despre o carte foarte, foarte specială, care mi-a adus un personaj foarte drag din prima și astăzi am venit să vorbim despre partea a doua, despre a doua carte dintr-o serie ce se va, ce se anunță a fi o serie de acum încolo. Și prima carte nu are un clip dedicat, dar acelei de-a doua cărți am vrut neapărat să-i dedic un clip pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare și este vorba despre Oaspetele Misterios de Nita Prose, care este volumul 2 din Camerista. Dacă vă aduceți voi aminte, când am citit Menajera, făceam o confuzie așa între Menajera și Camerista, am început prin a asculta Camerista, după care mi-am dat seama că le confund și am trecut la Menajera, altă serie care îmi place foarte tare. Seria aia ar fi thriller-thriller, pe când în seria asta vorbim de soft thrillere, de niște thrillere mai light, mai soft, care nu se axează neapărat pe crimă și pe rezolvarea crimei, ci mai degrabă pe sentimentele din spate și tot felul de dezvăluiri. Și stați că mi-am adus aminte că am și volumul 1 pentru că l-am cumpărat, deși eu l-am ascultat inițial în variantă audio pe Voxa. Am cumpărat și volumul 1 pentru că am vrut să le am pe ambele în biblioteca mea și o avem ca personaj principal, pentru cine nu-și aduce aminte, o avem ca personaj principal pe Molly, care Molly a intrat într-o încurcătură. Este cameristă la un hotel de 5 stele, Regency Grand, și a intrat în primul volum într-o încurcătură la acest hotel, încurcătură care a dus-o într-un fel de mică aventură și prin această aventură am și cunoscut-o mai bine pe Molly și știm că Molly este puțin diferită de restul lumii. Acesta este și motivul pentru care cartea este scrisă puțin altfel și la fel se păstrează același ton și în volumul 2. M-am uitat pe Voxa și tocmai ce a apărut audiobook-ul și pe Voxa, eu am terminat-o înainte să apară audiobook-ul pe Voxa la cartea asta și veste bună pentru cei care sau cele care vreți să ascultați cartea în varianta audio, volumul 2 nu mai este narat de Oana Sârbu. Thank you, God. Dar avem același ton și în volumul 2, pentru că, așa cum ziceam, Molly este specială, este diferită și în același timp specială, așa cum îi spunea și bunica ei. În această carte o regăsim iarăși pe bunica pentru că avem două planuri narrative, un plan din trecut de când Molly era copil și un plan din prezent în care la fel avem parte de o crimă în care Molly nu este direct implicată, dar are legătura acea crimă cu trecutul ei. După toată aventura din primul volum, directorul hotelului decide să deschidă și o ceainărie în cadrul hotelului și bineînțeles cine se ocupă de ceainărie? Molly! Și la această ceainărie, odată cu deschiderea, are loc și un anunț, ar trebui să aibă loc un anunț al unui autor de romane polițiste foarte celebru și foarte popular. Doar că în momentul în care începe efectiv prezentarea, acest autor moare. Și de aici cele două planuri narrative, pentru că mergem la perioada copilăriei lui Molly și în prezent când se încearcă rezolvarea situației. Din perspectiva thrillerului, v-am zis, este un soft thriller, este un roman relativ ușurel și cumva mi se pare puțin puierilă partea asta în care niște persoane neavizate, cum ar fi Molly și colegii ei, se reușesc să-și dea seama de mai multe lucruri și de mai multe detalii decât poliția. Adică poliția chiar pare la un moment dat foarte idiotă și incompetentă și nu le trec niște chestii de bază prin cap, care teoretic ar trebui să le vină din instinct, pentru că sunt oameni profesioniști formați pe așa ceva. Și efectiv le scapă niște detalii și le scapă niște lucruri și fug, se întâmplă să dispară niște personaje pe acolo. Random, așa, și de aia zic, e puțin puierilă aspectul ăsta, însă mie mi-a plăcut. Pe lângă asta avem iarăși dezbaterea legată de bullying și bullying în școală și cât de tare poate afecta un copil care este diferit. Și aici, I'm sorry, dar trebuie să o mai spun încă o dată, mă identific foarte, foarte tare cu Molly și asta a fost motivul pentru care de altfel m-a făcut să și lăcrimez cartea asta, fiindcă
M-am identificat foarte tare cu povestea lui Molly, cu bullying-ul de care a suferit, cu toate problemele pe care le-a avut, pentru că, v-am zis, Molly este specială și, deși se pare că a făcut progrese de la ultima, de la prima carte la volumul 2, tot fiind, făcând parte din acest spectru autist, îi este destul de greu să... Să citească sentimentele sau reacțiile oamenilor, adică ea le ia exact așa cum sunt și deși este extrem de inteligentă, că iarăși ce-mi place la cartea asta este că demitizează ideea că persoanele cu autism sau din, care suferă de dereglări din spectru autist sunt imbecile, sunt idiote, că nu le duce capul, nu e adevărat. Doar pentru că nu pot, creierul lor nu poate traduce sau nu poate înțelege sentimentele umane sau reacțiile umane sau nu poate citi pe fețele umane, asta nu înseamnă că nu sunt inteligente aceste persoane și asta nu înseamnă că nu au chiar o inteligență peste medie și că nu sunt dotate din punct de vedere intelectual. Exact cum zice și Molly de-a lungul cărții, are... abilitatea asta de a vedea detaliile și de a reține anumite detalii pe care cei mai mulți oameni le sar și asta o ajută foarte mult să se orienteze. Deci, da, îmi place chestia asta și tonul este același jucăuș și funny și chiar mi-am pus aici că la școală, când era la școală, îngrijitorului de la școală îi spunea Sir Walter the Brooms. De Brooms, Sir Walter de Brooms, adică era săr al măturilor, ca să zicem așa, și foarte frumoasă și povestea bunicii și toate învățăturile bunicii pe care îi le dădea bunica ei, foarte frumoase și iarăși ajungem în punctul în care vedem cât de grea a fost viața bunicii și mai ales în a o crește pe Molly și prin câte prin câte probleme a trecut bunica ei și cât de bine a reușit să ducă toate problemele astea, astfel încât să crească un copil ca Molly, un copil cu nevoi speciale și cât de multe a trebuit să înfrunte. Și ajungem într-o zonă tot așa în care se vorbește puțin de abuz, se vorbește puțin de hărțuire. Este o carte care, v-am zis, are un impact emoțional mai puternic decât partea de thriller și partea de carte polițistă, dar în egală măsură este foarte, foarte frumoasă. Mie mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut chiar mai mult un pic decât primul volum. Deși mi-a plăcut și primul volum tocmai pentru că Molly nu este un personaj obișnuit, este un personaj atipic și da, poate părea enervant necesitatea ei de a repeta constant anumite lucruri. De exemplu, se repetă Regency Grant, Regency Grant, la fiecare frază, Regency Grant sau, nu știu, vorbește despre oameni. Când vorbește despre oameni, vorbește, le spune tot numele sau le dă titulatura și numele. Și la un moment dat poate fi obositoare, dar tocmai asta e ideea autoarei de a te introduce în lumea asta. Și mi se pare foarte, foarte interesant și foarte frumos. Și este o carte foarte drăguță, ușor de citit, foarte lejeră, except în părțile astea unde devine puțin enervantă, de aia în cartea anterioară vocea Oanei sârbuie, te zgârie puțin pe creier și intonația ei are ea, o intonație aia de copil miorlăit, așa, care da, a fost ok într-o perioadă, într-o eră, într-o epocă în care să zicem că femeile trebuiau să se comporte așa, dar acum parcă te zgârie pe creier și mai ales când în vocea lui Molly, când spune nu știu, Regency Grand de 150 de ori sau bunii bunii de 150 de ori, începe să te zgârie pe creier vocea ei. Da. Dar mi-a plăcut foarte tare cartea și vi-o recomand și în cazul în care vă bătea gândul să citiți ceva lejer în perioada următoare, este o carte perfectă și da, nu v-am zis, este de la Litera și o găsiți cam peste tot. Legat de titlu, eu am o nedumerire și aici aș vrea să
dezbat cu voi, cu cele care ați citit cartea. Cine credeți, la cine credeți că face referire titlul? La acel oaspete din hotel care a ajuns să fie arestat sau la secretara ascunsă? Pentru cine a citit cartea știe la ce mă refer. Eu cred că totuși titlul face referire la secretară, pentru că de fapt toată povestea se învârte în jurul acelui detaliu. Adică oaspetele din hotel este doar ca ceva adăugat la poveste, pe când povestea în sine se învârte în jurul autorului și a secretarei și știți voi, cele care ați citit cartea, știți la ce mă refer. Și de-aia aș vrea să-mi spuneți voi la cine credeți că face referire acest titlu, pentru că oaspete era și secretara, era și personajul din hotel. Așa. Da, un alt aspect pe care aș vrea să îl subliniez și cred că închei cu treaba asta este limbajul pe care Molly îl are. Este un limbaj elevat, un limbaj foarte curat, foarte frumos și cât de ciudat pare, deși este un limbaj curat, frumos și elevat, în lumea asta în care toți mizăm pe a vorbi cât mai urât sau cât mai repede sau cât mai neîngrijit, așa, și cât de ciudat pare și mi se pare trist faptul că ea vorbind elevat, frumos, curat, pare atât de ciudat. Mi se pare foarte, foarte trist aspectul ăsta. Mi se pare trist și mi se pare că, din păcate, am ajuns într-un punct în care ne degradăm foarte tare ca societate. Dar ne degradăm foarte mult în ceea ce privește limbajul, felul în care vorbim, discursul pe care îl avem și asta pot să observ și la mine. Din fericire, eu mă pot filma și mă pot corecta, dar observ și la cei din jurul meu și observ și la alți oameni că discursul, limbajul, felul în care vorbesc, apelativele pe care le folosesc și așa mai departe sunt din ce în ce mai degradate, vorbesc din ce în ce mai urât și din păcate, pentru că toată lumea face asta, în momentul în care începi să ai un limbaj mai curat și mai elevat, pare dubios, pare ciudat, pare că nu ești în regulă, pare că nu ești de acolo, lucru care de asemenea îi atrage bullying lui Molly, din păcate, și aș vrea să vă atrag puțin atenția asupra acestui aspect și un lucru pe care l-a făcut cartea asta cu mine a fost să-mi aduc aminte de subiectul ăsta și să am din nou grijă la felul în care vorbesc și să încerc să-mi curăț vocabularul și felul în care vorbesc și deși e o muncă care va necesita timp și pe care la un moment dat am început să o întreprind, cred că trebuie să o reiau și să o duc în timp, să o duc cu mine în timp. Iarăși, apropo, vreau să vă zic de treaba asta, un citat care mi-a plăcut foarte tare și stați, dacă ajung la el, că l-am și însemnat și știu care este, pentru că mi-am însemnat trei lucruri foarte frumoase din cartea asta. Așa, și era cu privire la o reflexie a lui Molly, exact către treaba asta, către educație. Și ea zicea că și-a dat seama că educația nu este ceea ce dobândești exclusiv în sălile de clasă, ci că educația este o stare de spirit și exact la asta vreau să fac referire, la faptul că, și v-am zis de multe ori că eu consider că educația începe abia în momentul în care ți-ai terminat educația formală. Adică cei mai mulți oameni cred că dacă au scăpat de școală, gata, sunt liberi și că asta e tot. De aici și degradarea limbajului și a felului în care vorbim. Și, din contră, educația începe când ți-ai terminat educația formală, instituțională, și că educația, da, este o stare de spirit și că trebuie să trăiești în ideea de a te educa permanent și de a deveni mai bun permanent și de a învăța lucruri noi permanent, pentru că asta ajută la progres și la progresul tău ca om, dar și la progresul social. Și mi se pare o chestie fantastică și v-am zis, am rămas cu lucruri bune. Mai am rămas și ciufulită, dar mai ales cu lucruri bune din cartea asta și mi se pare o carte foarte interesantă, dar una peste alta este o carte lejeră, frumoasă,
funny în anumite locuri, simpatică, cu Molly, care în ciuda specialității ei, să spunem, în ciuda lucrurilor ei speciale, este un personaj chiar simpatic și vă recomand să citiți. Dacă ați citit-o, vreau să-mi spuneți în comentarii părerile voastre, cum vi s-a părut, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă v-a plăcut cartea și eventual ce ați mai citit în ultima vreme. Vă pup și ne vedem în următorul clip.